Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ce aflăm azi împreună? Râuri invizibile din cer lasă în urmă găuri uriașe în gheață din Antarctica. Coloniile de pinguini. Prieteni, vă prezint informații furnizate de oamenii de știință în urma amplelor cercetări cu privire la Antarctica. Acestea sunt preluate de pe site-ul descoperă.ro, site pe care îl recomand tuturor pasionaților pentru că aici găsiți mult mai multe documentare extrem de interesante scrise de Ioan Matei. A apărut în 1973, aparent de nicăieri, o gaură în gheața de pe coasta Antarcticii. Însă aceasta nu era o gaură oarecare, era atât de mare încât ar fi putut înghiți statul american California. Crevasa misterioasă a rămas acolo timp de 3 ieri, apoi a dispărut în mare parte înainte să apară din nou în 2017. Această gaură uriașă este numită Polinia și este o zonă de apă înconjurată de gheață, fiind oarecum opusul unui iceberg. Însă, misterioasa Weddell Polinia, situată deasupra platoului oceanic Modrice, în Marea Weddell din Oceanul Antarctic, e un exemplu extrem al acestui fenomen natural. Oamenii de știință au încercat de mult timp să afle de ce se deschide atât de dramatic și totuși atât de rar. Un studiu din 2019, coordonat de cercetătorul atmosferic Diana Francis, propunea că o astfel de anomalie e de fapt o cicatrice lăsată în urmă de cicloane severe produse de circulația atmosferică care pot trage gheața plutitoare în direcții opuse, departe de ochiul furtunii, astfel încât creind această deschizătură gigantică. Francis tocmai a desfășurat un nou studiu care dezvăluie mai multe detalii despre un alt contributor la acest fenomen trecut cu vederea până acum, și anume râurile atmosferice de aer cald și umed. În noile cercetări, Francis și echipa sa au analizat datele atmosferice începând cu anii 1970, și au descoperit că aceste râuri din cer, cel mai probabil, au jucat un rol crucial în formarea evenimentelor Weddell Polinia din 1973-2017, curenți puternici și persistenți fiind evidenți în zilele de dinaintea ambelor evenimente. Cercetătorii au explicat că circulația atmosferică a transportat aer cald și umed tocmai de pe coasta Americii de Sud în regiunea polară, astfel inducând topirea printr-o combinație de efecte, inclusive eliberarea de căldură în aer, un efect de seră localizat, creat de vaporii de apă, dar și contribuțiile la dinamica cicloanelor. De asemenea, râurile atmosferice fac furtunile mai intense pentru că aduc mai mulți vapori de apă. Fenomenele sunt interconectate, nu independente, a explicat Francis potrivit Science Alert. Având în vedere că severitatea râurilor atmosferice și a cicloanelor e așteptată să crească odată cu încălzirea globală, această deschizătură din Antarctica este un fenomen pe care o să-l observăm tot mai des, însă pentru moment va trebui să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Pe un cap uscat și bătut de vânt în sudul Antarcticii, pământul e presărat cu pinguini morți mumificați. Stâncile din jurul lor sunt pline de oase, pietricele și pete de guano, semnele dezvăluind o colonie de pinguini Adelie recent abandonată. Astfel de peisaje sunt obișnuite pentru Marea Roșie din Antarctica, care găzduiește milioane de pinguini Adelie, precum și alte populații de pinguini. Cu toate acestea, peisajul de la Cape Elizar l-a nedumerit pe biologul Steve Emsley, profesor la Universitatea din Carolina de Nord, Wilmington, când a vizitat peisajul în ianuarie 2016. Profesorul știa că pinguinii Adelie nu au mai fost văzuți acolo de sute de ani, de unde au apărut brusc rămășițele acestei colonii fantomatice. Acum însă, printr-un studiu publicat pe 18 septembrie în jurnalul Geology, Emsley oferă un răspuns. O analiză prin radiocarbon a oaselor, cojilor de ouă și a mostrelor de piele mumificată colectate de la fața locului arată că rămășițele aparent proaspete rămase la Cape Elizar sunt de fapt vechi de sute sau mii de ani. Potrivit spuselor lui, locul a fost ocupat de colonii de pinguini pentru împerechere de cel puțin 3 ori în ultimii 5.000 de ani, însă dovezile acestor ocupații au ieșit abia acum la iveală din cauza topirii zăpezii tot mai rapide în timpul verilor, din ce în ce mai calde ale Antarcticii. În toți anii în care am lucrat în Antarctica, nu am mai văzut niciodată un astfel de peisaj. Mumiile nu ar putea rezista la suprafață în această zonă cu vânt decât dacă tocmai au fost expuse, a explicat Emsley. Datarea prin radiocarbon a confirmat ceea ce el bănuia, anume că rămășițele aparent proaspete erau de fapt vechi din urmă cu 800 până la 5.000 de ani.
Mostrele colectate au arătat dovezi de la cel puțin 3 ocupații diferite ale pinguinilor la Cape Irizar, ultima care s-a încheiat cu aproape un mileniu în urmă, potrivit Life Science. Pe măsură ce încălzirea globală continuă, milioanele de pinguini care trăiesc în nordul peninsulei Antarctice ar putea dispărea în următorii 20 de ani. Antarctica și mai ales peninsula Antarctică, aflată pe vârful nordic al continentului, e una din regiunile de pe Pământ care se încălzește cel mai rapid. Imagini prin satelit au dezvăluit 11 colonii de pinguini imperiali necunoscute până acum în Antarctica, astfel crescând numărul coloniilor cunoscute ale acestor păsări cu 20%. Descoperirile au fost făcute după ce cercetătorii au remarcat pete roșii maronii de excremente lăsate în urmă de păsări pe gheață. Acestea au fost posibile doar cu ajutorul imaginilor de înaltă rezoluție obținute de un nou satelit după ce observațiile anterioare nu au reușit să depisteze colonii mai mici. Două dintre colonii au fost adevărate surprize. Au fost găsite departe de coastă, trăind pe gheața care e ancorată de iceberguri. Un astfel de peisaj nemai fiind văzut până acum. Noile colonii ar include fiecare câteva sute de pinguini, numărul fiind mai mic decât de obicei, așa că descoperirile cresc populația totală a pinguinilor imperial cu 5-10%. Pinguinii imperiali sunt singurii pinguini care se împerechează pe gheață și nu pe uscat, astfel că sunt extrem de vulnerabili în fața crizei climatice. Toate coloniile noi se află în zone care sunt în pericol. Oamenii de știință spun că aceste colonii vor fi animalele care ne vor avertiza pe măsură ce încălzirea globală cuprinde Antarctica. Noile colonii reprezintă o descoperire palpitantă. Deși e o veste bună, coloniile sunt mici și cresc populația totală cu doar puțin peste 500.000 de pinguini, a explicat Peter Fretwell de la British Antarctic Survey, BAS, organizația care a coordonat cercetările. Existau doar 30 de colonii cunoscute în urmă cu 10 ani, pentru că acești pinguini trăiesc de obicei în zone retrase și greu accesibile, în care temperaturile pot atinge chiar și minus 50 de grade Celsius pe timpul iernii. Însă oamenii de știință au început să folosească imaginile satelitului Landsat. Imaginile au o rezoluție de 30 de metri, ceea ce e suficient pentru a găsi coloniile mai mari, potrivit The Guardian. Satelitul Sentinel-2 al Agenției Spațiale Europene, ESA, a fost lansat în iunie 2015 și are o rezoluție de 10 metri. Astfel poate găsi colonii mai mici, după cum au explicat oamenii de știință de la BAS în jurnalul Remote Sensing in Ecology and Conservation. Existau doar 30 de colonii cunoscute în urmă cu 10 ani, pentru că acești pinguini trăiesc de obicei în zone retrase și greu accesibile, în care temperaturile pot atinge chiar și minus 50 de grade Celsius pe timpul iernii. Fosile recent identificate ale unei specii dispărute de pinguini arată legătura crucială anterior necunoscută dintre pinguinii antici și cei moderni. Oamenii de știință au anunțat că au descoperit un set de fosile vechi de 3 milioane de ani, inclusiv un craniu pe insula de nord din Noua Zeelandă. Aceștia au descoperit că oasele provin de la o specie necunoscută de pinguini cu creastă, pe care au denumit-o Eudyptes atatu. Descoperirea a fost un indiciu important care arată că Noua Zeelandă a fost un centru al biodiversității păsărilor timp de milioane de ani, a spus Daniel Thomas, autor principal al noului studiu de la Universitatea Massey. Studiile anterioare au arătat prezența pinguinilor cu creastă în Noua Zeelandă timp de numai 7.000 de ani, a mai adăugat Thomas. Noua cronologie sugerează că regiunea este cel mai probabil locul de origine al pinguinilor. Propunem că Noua Zeelandă este cel mai probabil locul în care a trăit cel mai vechi strămoș al pinguinilor cu creastă și locul în care strămoșul tuturor pinguinilor a trăit, a mai subliniat cercetătorul. După ce au analizat fosilele vechi de 3 milioane de ani, oamenii de știință au comparat fosilele cu oasele altor specii de pinguini cu creastă care mai trăiesc în ziua de azi. Cercetătorii au descoperit că pinguinul antic era destul de similar pinguinilor cu creastă modern, deși pliscul era un pic mai subțire, scrie Science Alert. De asemenea, acești pinguini antici ar fi fost imenși. În 2017, cercetătorii au descoperit că megapinguinii preistorici cântăreau 100 de kilograme și aveau o înălțime de 1,7 metri. Antarctica este pur și simplu ultima noastră moștenire dintr-un timp îndepărtat din istoria Pământului. Există de aproape 34 de milioane de ani.
Simulările noastre arată că odată ce se va topi, nu se va întoarce la starea sa inițială până când temperaturile nu ajung din nou la nivelurile preindustriale, un scenariu extrem de improbabil. Cu alte cuvinte, tot ce pierdem din Antarctica acum, pierdem pentru totdeauna. A spus Anders Leverman, unul dintre autorii studiului și cercetător la Potsdam Institute for Climate Impact Research. Cercetătorii de la acest institut au desfășurat simulări computerizate pentru a afla cum va arăta Antarctica peste mii de ani, în funcție de cât de mult vor crește temperaturile medii globale în urma emisiilor de gaze cu efect de seră. Oamenii de știință au descoperit că dacă temperaturile medii cresc cu 4 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, mare parte din gheața din vestul Antarcticii se va fărâmița, astfel că nivelul global al mărilor va crește cu 6,5 metri. Această creștere ar putea devasta orașele de coastă precum New York, Tokyo sau Londra. Acest scenariu ar putea deveni realitate în doar câteva decenii. O creștere de 5 grade Celsius a temperaturilor medii globale e considerată momentan scenariul cel mai pesimist dacă nivelurile de emisii de gaze cu efect de seră vor continua în același ritm până în 2100, potrivit ONU. Dacă aceste previziuni ale ONU sunt eronate, situația ar putea fi și mai gravă, au descoperit autorii noului studiu. Dacă temperaturile globale vor crește cu 6-9 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, mai mult de 70% din gheața din Antarctica va fi pierdută ireversibil, au scris cercetătorii. Multe platouri de gheață din vestul Antarcticii au început deja să se topească. Aproape 25% din gheața din regiune fiind în pericol de colaps, potrivit unui studiu din 2019, publicat în jurnalul Geophysical Research Letters. Soarta Antarcticii este în mâinile politicienilor, au concluzionat autorii noului studiu. Acordul de la Paris, semnat de 73 de națiuni în 2015, dar care a fost părăsit de Statele Unite în 2017, la ordinul lui Donald Trump, are ca scop limitarea creșterii temperaturilor medii ale planetei, astfel încât să se prevină cele mai grave efecte ale crizei climatice, informează Life Science. În timp ce emisiile au înregistrat o scădere neînsemnată la începutul acestui an, în urma restricțiilor de călătorie impuse de pandemie, ONU a avertizat că lumea nu va atinge obiectivele stabilite de acordul de la Paris, temperaturile medii globale rămânând în jurul valorii de 1,1 grade Celsius peste nivelurile preindustriale din 2016 și până în 2020. Raportul ONU a adăugat că există o șansă de 20% ca temperatura anuală globală să crească peste 1,5 grade Celsius, cel puțin temporar, până în 2024. Prieteni, mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune, ca de obicei, pe curând.